Conducerea medicală a Spitalului de Urgență Roman atrage atenția asupra pericolului extinderii epidemiei de meningită care începe să facă ravagii în județele Moldovei. Evoluția meningitei virale din zona Moldovei și această informare va fi însoțită de câteva recomandări de prevenție adresate în special populației. În această perioadă se constată o creștere a numărului de cazuri de meningită virală, care, deși sunt specifice sezonului, depășesc valorile înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, în perioada 1 iunie-21 august 2016 s-au înregistrat 46 de cazuri, cele mai multe în județele Iași, 15 cazuri, Suceava, 12 cazuri, Vrancea, 6 cazuri, Botoșani, 5 cazuri. Spre norocul nostru, în județul Neamț nu s-au identificat decât 3 cazuri. Directorul medical al Spitalului de Urgență a făcut cunoscută simptomatologia meningitei virale și perioada de incubație a bolii, care este de 2 până la 10 zile. Toată lumea prezintă risc de infecție, dar în mod special sugarii, copiii și adolescenții, pentru că aceștia au mai puține anticorpi. Cum poate fi cineva infectat cu acești virus? Prin contactul direct al persoanelor bolnave în primele 4 zile, prin picături de secreție respiratorie, prin contactul cu suprafețele și obiectele contaminate, cum ar fi, de exemplu, paharul sau telefonul mobil, prin contaminarea mâinilor cu materiile fecale, în schimbarea scutecelor. Un alt mod, consumarea fructelor sau legumelor nespălate și a apei din surse neamenajate. Perioada de incubație a virusului este de 20 zile. Ce suferință provoacă acest virus, mai exact când trebuie să ne prezentăm la medic. Vă recomandăm să vă prezentați la medic dacă aveți următoarele simptome: febră 39-40 de grade, însoțită de frison, dureri de cap, musculare, articulare, abdominale, grețuri și vărsături, erupții cutanate, leziuni pe mucoasa gurii. Mai rar, forme de encefalită miocardită. Pacienții sunt atenționați că trebuie să se alarmeze din momentul apariției anumitor simptome ale bolii, cum ar fi somnolența, vărsăturile, convulsiile sau febra. Alte simptome care impun consultul medical imediat se referă la somnolența extremă, la vărsăturile persistente, la afectarea stării de conștiență, la convulsii, redoarea cefei, paralizia unui membru sau comă. Trebuie să știm că durata bolii este de 7, maxim 10 zile. Cum prevenim infecția cu enterovirus? Prin spălarea mâinilor în mod frecvent și corect, prin spălarea obligatorie pe mâini înainte de a ne juca cu copiii, prin curățarea jucăriilor și interzicerea introducerii acestora în gura copilului, prin curățarea suprafețelor contaminate, folosirea sticlelor de apă individuală la copii, mai ales în colectivități, aerisirea încăperilor cât mai des, evitarea zonelor aglomerate, evitarea contactului cu persoanele bolnave, evitarea consumului de alimente insuficient preparate termic sau provenite din comerțul stradal, evitarea consumului de legume și fructe nespălate sau apei din surse neamenajate. Se recomandă să nu populația să nu facă baie în ape cu debit scăzut și cu fundul mâlos. Pentru combaterea îmbolnăvirii cu meningită virală se recomandă păstrarea unei igiene riguroase, fierberea apei potabile, inclusiv aceea din filtrele de apă, dezinfecția riguroasă a veselei, spălarea fructelor. Medicii precizează că alcoolul sanitar nu îndepărtează virusul care produce îmbolnăvirea cu meningită virală. Bolnavii de meningită virală este obligatoriu a fi internați în secția de boli contagioase, care la Roman se găsește în curtea spitalului vechi.